Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune în fotoliul cu ghimbi, emisiunea de promovare electorală. Invitatul nostru de astăzi este domnul Nicolae Timiș, candidat din partea Pro-România pentru funcția de primar al orașului Hatzeg. Bună ziua, domnule Timiș, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua! Cred că e ultima apariție în cadrul campaniei electorale la Capital TV. Dumneavoastră nici nu v-ați înghesuit foarte tare să fiți, de exemplu, în fiecare săptămână, pentru că mesajele dumneavoastră au fost bine țintite, zic eu, către alegătorii și către electoratul din Hatzeg prin diferite mijloace. Totuși, ați ales să veniți astăzi la noi și atunci o să vă rog ca în minutele următoare să vă expuneți programul electoral pe care l-ați pregătit pentru Hatzeg sau, mă rog, principalele puncte din acesta pentru ca hatzeganii să poată vota în deplină cunoștință de cauză, ca să spun așa. Vedeți, dumneavoastră, noi am încercat și ne-am străduit să ne facem un program electoral cu promisiuni realiste. Promisiuni realiste pentru că în Hatzeg nu trebuie să se întâmple, știu eu, numai infrastructură, infrastructură, infrastructură. Ea se termină la un moment dat și în Hatzeg infrastructura în apă, canalizare, se apropie de final. Mai sunt câteva străduțe care necesită apă, canalizare, gaz, iluminat și covorul de asfalt. Și atunci noi ne-am gândit că trebuie să mergem mai departe. Trebuie să facem pași și trebuie să gândim viitorul orașului de așa manieră încât Hatzegu să devină un punct de atracție turistică pe harta județului Hunedoara și nu numai în România. Și am venit cu propuneri concrete, deși unora dintre contracandidații mei poate li se par că unele din propunerile noastre sunt SF-ul. Eu vă spun că sunt extrem, extrem de realiste. Pentru că trebuie să vedem Hatzegu cum va fi în viitor. Ce va oferi Hatzegu turiștilor? Ce va oferi Hatzegul investitorilor? Și atunci am venit, vă spuneam și într-o emisiune, cu Mocănița. De ce la Hatzeg nu? De ce la Hatzeg să nu mai construim? De ce în România să nu mai construim? De ce să ne plafonăm? Mă întâlneam săptămâna trecută cu un cetățean care nu mai locuiește în Hatzeg, dar lucrează la CFR-ul. Și îmi spunea, domnul Timiș, și noi ne-am gândit de mult la așa ceva, din păcate nimeni n-a gândit și n-a încercat să aplice această propunere, adică să încerce să aducă Mocănița efectiv. Și ce vă spunem noi, la infrastructură, CFR-ul, avem șine, avem traverse, avem vagoane de epocă care trebuie reabilitate, avem locomotivă, deci toate se pot nu dona, că nu așteaptă nimeni donații, Dar de pentru că unde sunt dacă scrii locomotivele și... un... la CFR Infrastructură. Deci mai există asta? sigur, mai există societatea comercială. Ce avem? Trebuie să vină cineva să le caute, să le adune, să încerce să creeze un program sau să scrie un program european și, nu în ultimul rând, să îi dăm și drumul. Și tot el mi-a spus, zice, uitați-vă că pe Facebook, că tot este la mod, este și un grup. Salvați linia 211. Linia 211, pentru cei care nu știu, este linia sub cetate Caransebeș, care include și tronsonul acesta de care vorbesc eu, sub cetate sau Hatzeg-Hunedoara.
sarmisegetoza. Ba, erau binevoitori care spuneau că nu mai există terasamentul. Ce? Este luat, e adevărat, pe aici, pe acolo, cu două, trei vagoane de griblură, rezolv. Zice, domnule, eu ies la pensie. Sunt mulți care doresc să vină și voluntari, domnule, care au lucrat în CFR o viață și care doresc să mai vadă reînviate unele tradiții din CFR-ul, trenurile de epocă, cum a fost Mocănița, a fost ceva fantastic. Deci, haideți să ne gândim și să construim și ceva în Hațec. Să nu mai spunem că sunt SF-uri, pentru că este o realitate, să știți. Pentru cine nu vrea să înțeleagă, nu este o realitate. Ba, tot așa mai spunea cineva pe Facebook, păi Timiș, ce ai păzit cât ai fost primar? Păi n-au citit legea 215. Primarul nu mai are atribuții. Primarul este gospodarul orașului, nu mai este ca pe vremuri secretar de partid, nu mai este nimic în legea 215. Spune clar atribuțiile primarului. Nu mai răspunzi tu de nicio instituție, întreprindere, de nici de CFR-ul, nici de nimic. Primarul nu mai are nicio putere decât în a gospodări orașul. Păi, haideți să fim realiști. Vrem să facem ceva pentru Hațec sau vrem să facem numai piste de biciclete, numai locuri de promenadă și nu mai gândim altceva? Eu zic că Hațecul trebuie să se dezvolte, că turismul va cântări greu în economia Hațecului. Pentru că vă spuneam într-o emisiune că Hațecul nu trebuie să aibă numai turism ecumenic și numai turism sezonier. Hațecul trebuie să aibă un turism în permanent în timpul anului. De așa manieră încât cei care au investit în turism din Hațec și nu numai din țara Hațecului să aibă turiști în tot timpul anului. Vă spuneam că înseamnă locuri de muncă. Vă spuneam că înseamnă locuri de muncă bine plătite, vă spuneam că sunt bani pentru primăria orașului Hațec, sunt bani pentru economia Hațecului. Sigur, dacă mergem mai departe, vă spuneam că trebuie să oferim ceva. Sigur, în legea 215 primarul nu are atribuții să creeze locuri de muncă, dar poate oferi facilități celor care vor să investească în Hațec. Haideți, domnule, să gândim mai departe, să creăm acel parc industrial. Am oferit și soluții. Cum putem să-l creiem? Unde putem să-l creiem? Am spus că este o platformă betonată de 6 hectare care este o groapă de gunoi, din păcate. Am spus clar că nu este proprietatea noastră, da? Că trebuie achiziționat. Am spus că are utilitățile duse în acea zonă. Există gazul, există curentul, există canalizarea, apa. Deci dacă reușim și pe fonduri europene peste tot s-au făcut parcuri industriale și haideți să facem acel parc industrial. Haideți să oferim investitorilor care doresc să investească în Hațec, să le oferim acele facilități pe care ni le permite legea. Pentru că investitorul în momentul în care are platformă, are canalizare, are apa, vă dați seama că costurile lui de a veni și a investi în Hațec se reduc. Orice investitor dorește să câștige. Noi îi oferim acele posibilități potențialului investitor în Hațec. Dorim să creăm locuri de muncă, v-am spus, în limita cât ne permite legiuitorul. Locuri de muncă bine plătite. Altfel, Hațecul va stagna și va rămâne numai cu, știu eu, locuri de promenadă, numai cu locuri, știu eu, de distracție. Nu cred că Hațecul are sute, mii de tineri care
sunt pregătiți să se ducă în acele, în acele zone care sunt propuse de promenadă sau, știu eu, locuri cum era pe vremuri la 23 august. Haideți să fim serioși, haideți să mergem pe lucruri rezonabile și lucruri care într-adevăr sunt necesare pentru cetățenii orașului. Păi, și care ar fi cele mai rezonabile și mai necesare? V-am spus înainte, v-am spus să încercăm și cu siguranță vom reuși să punem acea mocăniță pe picioare. Înseamnă și locuri de muncă, înseamnă turiști, v-am spus, înseamnă bani pentru economie. Am spus de acea platformă industrială. Sigur că avem și alte proiecte. Vă spuneam într-o altă emisiune, nu la dumneavoastră, la altcineva, că avem multe monumente istorice care, din păcate, nu sunt puse în valoare. Trebuie creată infrastructura și la aceste monumente istorice. Vă spuneam de Cetatea Regală a Hațegului, care este un monument istoric care mulți din turiștii care vin în Hațeg, poate și din cetățenii orașului Hațeg, nu știu că există. Spuneam că e nevoie să ușurăm accesul turistului la acest obiectiv. Da? Spuneam să construim acolo pe fonduri europene o telecabină. Mulți din turiști sau din cetățeni nu știu că strada 1 Mai, care și ea trebuie asfaltată și aduse toate utilitățile, se întinde cu o pistă de biciclete până la poalele cetății. De unde propuneam eu și spun că se poate realiza fără nicio problemă de vară de 20 de ani. Telecabină. Hațegul de ce nu poate să o ai? Ne e frică să gândim în viitor? Ne e frică să facem din Hațeg un centru de atragere turistică? Deci atât că vă spuneam câteva din proiectele mele care creează și locuri de muncă pentru cetățenii din Hațeg. Păi este deja Hațeg un centru de turistic, dar de turism ecumenic. Vine lumea și se duce la mormântul Arsene Boca. Zic și eu. Păi tocmai aia vă spuneam, ca să încercăm să oferim și altceva celor care vin în Hațeg, să le oferim accesul la obiectivele turistice care sunt în Hațeg și în Hațeg, că noi ne referim strict la Hațeg. Și vă spuneam că proiectele noastre tocmai acest lucru îl fac. Pe lângă turismul ecumenic, să facem și un turism adevărat, în care cei care vin în Hațeg nu să se ducă numai până la mormântul părintelui Arsenie Boca, să mai rămână 2-3 zile încât să aibă posibilitatea să viziteze și obiectivele turistice care sunt în Hațeg. Pentru că una este pentru un proprietar de pensiune ca un turist să-i stăie o zi cât merge la prislop și una este să-i stăie 3 sau 4 zile în pensiune pentru a vedea și obiectivele turistice de Hațeg. Bun, asta în ceea ce privește turismul, domnul Timiș. Dar eu am spus, și am mai spus și altora, și vă întreb și pe dumneavoastră. Și acum ce? Toți locuitorii Hațegului o să lucreze în această industrie turistică? Adică, na, trebuie să ne gândim la ei și din altă prismă, și cu siguranță ați făcut lucrul ăsta, decât din cea turistică. Ce ar mai fi, de exemplu? Păi vă spuneam de parcul industrial, dar trecem de el, pentru că parcul industrial oferă facilități pentru investitorii care vin. Vă spuneam că Hațeg are meșteșuguri, care din păcate au dispărut unele. Aveau două cooperative meșteșugărești care produceau produse de artizanat. Da? Se pot reînvia tradițiile, se pot produce aceste produse de artizanat, pentru că dumneavoastră vedeți, este la modă în toate țările. Te duci și vizitezi un obiectiv turistic, în mod automat cumperi sau achiziționezi un suvenir. Pe această platformă se pot dezvolta diferite activități, printre care cele pe care vi le spuneam și industria artizanatului, dar să mergem mai departe. Vă rog. Știți bine că țara Hațegului este renumită și pentru dinozauri și Hațegul.
te duci în alte localități din țară și găsești dinozaurii. Îi găsești dinozaurii, exact, la Râșnov, vin turiști în Hațeg, cei care se duc și la Părintele Arsenie, nu le ofer nimic. Unde sunt? Mai spuneam, unde sunt dinozauri? Nu există nimic, absolut nimic. În afară de câteva, știu eu, ouă de dinozauri care sunt la sediul geoparcului din Hațeg, foarte, foarte puține lucruri care să demonstreze și să arate că în Hațeg și în țara Hațegului au fost dinozaurii pitici. Și atunci veneam cu o propunere, să știți, înseamnă și locuri de muncă, adică să le adunăm toate într-un loc. Și spuneam că există un teren de 16 hectare, proprietatea primăriei, în care să reușim să dezvoltăm și acel dinoparc de care spuneam, să avem dinozauri în mărime naturală, să avem dinozauri în 3D și împreună cu în acest dinoparc să avem și Aqualand, de care se vorbește din păcate de mulți ani și nu s-a întâmplat nimic, să avem și piste de biciclete pentru copii, să avem și tiroliene, să avem și locuri de joacă. Adică să încercăm să le adunăm pe toate la un loc, să fie cât mai atractive, ca turistul să nu se ducă din stânga în dreapta. Să reușească să vină în acest dinoparc și în acest dinoparc să-i oferim toate cele pe care le spuneam mai înainte. Bun, da, vreau să-mi spuneți un pic și de cealaltă, centura 2, ca să spun așa, orașului Hațeg. Vreau să-mi spuneți și de spital, vreau să nu spuneți de mai multe lucruri, pentru că Hațegul are și nevoile astea. Sigur, și aveți perfectă dreptate. Dacă vă uitați, unul dintre proiectele noastre cele mai importante este centura ocolitoare a Hațegului din DN68, pentru cei care nu cunosc. Văd că ceilalți contracandidați au preluat leitmotivul. Sigur, acum vedeți dumneavoastră, fiecare încearcă să-și vândă marfa cât mai bine. Chiar dacă se inspiră... Depinde ce marfă e, că poate fi gogoși sau poate fi langoși. Da. E o diferență. Eu zic că unii au avut timp, 8 ani de zile, să demonstreze acest lucru. Adică au putut efectiv să realizeze această centură, pentru că ea a fost demarată în momentul în care eu eram primarul Hațegului. Din păcate nu s-au făcut pași mai departe. Sigur, trebuie să știți și cum. Unii vin cu două variante, unii vin... Eu vă spun foarte clar, pentru că am demarat-o. Este vorba de centura din DN68, drumul care vine, sau drumul național care vine de la Caransebeș și intră în DN66. Drumul care duce la Deva, ținând cont că Hațegul este o răscruce de drumuri, sau drumul care duce la Petroșani este DN66, da? Sigur că trebuie să vii să-ți spui și cum... Și unde o vrei? Deci este de la Martin, este un pod peste Pârâu Cârlete, se duce la 200 de metri de preventoriu de copii, pentru că știe toată lumea unde a fost castelul de la Nălaș și preventoriu, ajunge pe malul canalului de colectare de la lac, să fim foarte clari, nu... pe margine, jos, da? Și ați în drumul care urcă la centrala de la Orlea sau între Hațeg și Sfântă Mărie Orlea, unde am spus că va veni un sens giratoriu. Un sens giratoriu în DN68, un sens giratoriu în DN66. Vreau să vă spun că lungimea totală este de 3200 de metri, respectiv 3 km, 200 de metri și costa în acea vreme în jur de 4,5 milioane de euro. Mai trebuie știut un lucru, că acest drum nu se realizează că dorim noi. În colaborare cu Direcția Regională de Drumuri și Poduri, sau cum se numește mai nou, Compania Națională de Infrastructură Rutieră. Da? Deci împreună cu ei, pentru că la orașe, probabil iară mulți nu știu, drumurile naționale și drumurile de centură sunt în patrimoniu CNAIR-ului.
Unde la Hatzec prima centură e a primăriei. Păi vreau să vă spun că ea a fost începută în 86 și nimeni n-a avut curajul până în 2004 când am venit eu, că de-aia vă spun că eu nu vorbesc așa să mă aflu în treabă. Eu am și făcut o linie de centură și eu știu ce înseamnă o linie de centură. Pe când alții vin și își dau cu părerea. Deci haideți să vă spun. Deci nimeni nu a atacat. O făcuse ceva și trebuie să recunosc primarul dinainte, adică demarase un proiect. Din păcate, între timp, s-au pus în proprietate cetățenii care erau pe acel traseu. Și ne-am izbit de un alt zid, pentru că trebuia să expropiem legal și corect cetățenii de acolo și pe urmă să ne apucăm și să finalizăm centura. Am reușit acest lucru, am făcut două poduri mult mai mari decât este necesar pe cealaltă variantă, plus că am avut două magistrale de gaz și am reușit să facem, să o fac mai clar, să fac centura ocolitoare. Deci iată că eu vin și cu experiența, nu numai cu poveștile. Spuneați dumneavoastră că cealaltă este la primărie. Da, parțial este la primărie. Jumate din ea este a DN-ului și jumătate este a primăriei. De ce? Pentru că cei care au venit după mine n-au fost în stare să o predeie la CNAIR. Pentru că ea trebuia predată, pentru că vă spuneam mai înainte ce prevede legea, da? Legea prevede ca și centurile și drumurile care trec prin localități la orașe să fie în proprietatea lor. Din păcate, ea nu a fost predată și lor actuală este în proprietatea primăriei, deși, atenție, tot traficul greu se desfășoară pe acel tronson și orașul Hatzec nu beneficiază de o cotă parte din taxa auto care se plătește pentru mașinile de tonaj mare, ci Ministerul Transport. Am înțeles. Dar cu parcările în oraș cum e? Mai îmi spuneați, o să vă spun și de acest, despre spital. Sigur, spitalul știe multă lume și nu cred că trebuie să mă repet la infinit cum arăta în vremea în care eu am fost primar, deși nu l-am avut în administrare decât un an jumate. Ne-am străduit de așa manieră într-un an jumate să reabilităm și am reușit să reabilităm policlinica, am reușit să-l dotăm cu un remeneu, am reușit să facem urgența, adică să reabilităm urgența și în ultimul timp am fost singurii din zona de vest care am făcut o secție la neonatologie, mama și copilul. Da? Și păi veneau din Deva, parcă atunci. Nu era, eram singurii. Nu zic, veneau din Deva. Da, veneau la Hatzec. Și un heliport care, dacă vă duceți astăzi și vedeți cum arată, cred că vă las pe dumneavoastră să apreciați, care a salvat multe, multe vieți și salvează în continuare. Deci, el mai trebuia un lucrat, mai trebuia întreținut, mai sunt multe lucrări care trebuie făcute la un heliport. Deci sigur că prioritar pentru noi, mai ales că eu am fost persoana care trebuie să o spun că din păcate încă mult nu știu, m-am străduit și am și reușit când se închideau spitalele într-o veselie în România să salveze spitalul Hatzec. Și o spun cu sinceritate și fără să... Spitalul Hatzec există încă în Hatzec datorită mie. Unii spuneau că vroiam să-l transform în centru de bătrâni. Nu există așa ceva. Cine nu știe, sigur, lumea poate fabula. Centrele de bătrâni nu se fac pe verticală, pentru că oamenii care vin acolo au probleme locomotorii. Totdeauna centrele de bătrâni se fac pe orizontal, adică pe parter. Duceți-vă în general pe unde vreți, nu veți vedea centre de bătrân pe 6 sau 7 etaje. Deci este exclus. Și atunci trebuie să o spun clar. Ne-am zbătut și am reușit să salvez spitalul Hatzec. Mă întrebați de parcări. Este o problemă, să știți, generală, nu numai la Hatzec, pentru că mașinile s-au înmulțit. S-au înmulțit peste tot. Nimeni n-a prevăzut în
vremea aceea când se construiau blocuri să fie, știu eu, parcări mai generoase, parcări care să acopere astăzi tot necesarul pentru, știu eu, parcul auto care există astăzi la cetățenii din Hațeg. Și atunci toată lumea se gândește, s-a făcut una în curtea spitalului. Eu zic că este inoportună, pentru că deranjează pacienții. Pacienții de acolo au nevoie de liniște. Se mai dorește să se mai facă una în curtea școlii generale, când se va dezafecta și se va muta în școala nouă. Adică ne îngrămădim tot în zona centrală și cu certitudine în condițiile astea nu vom reuși să o dezafectăm sau să o eliberăm de traficul infernal care este în timpul zilei în Hațeg. Și atunci trebuie să găsim soluții și noi venim și cu soluții și am spus-o și o repet. Parcările se fac la periferia orașului. Parcările se fac la noi, la Hațeg, în speță, e centura ocolitoare existente. Sunt soluții, sunt terenuri care la fel vă spun că trebuie achiziționate. Sunt fonduri europene, trebuie să ai echipa cu care să scrii proiecte eligibile de așa manieră încât să atragi fonduri europene. Vă spuneam că a fost doamna Crețu la noi, care a fost comisar european, care s-a, știu eu, bătut în perioada în cât a fost comisar european ca România să beneficieze de cât mai multe fonduri europene. Vreau să vă spun că în exercițiu financiar 2021-2027, și aici mă refer strict la exercițiul financiar al Uniunii Europene, sunt fonduri suficiente. Sunt bani suficienți pentru România și pentru administrațiile locale care au expertiză în acest domeniu. Și vă spun cu certitudine că noi avem. Vă spuneam că Hațegu a fost una dintre localitățile cu absorția cea mai mare de fonduri europene în perioada în care a fost primar. Deși nu s-a intrat în Uniunea Europeană decât în 2007, când nimeni nu știa cu ce să mănâncă fondurile europene, eu zic că am reușit această performanță. Vă dați seama că la ora actuală suntem mult mai pregătiți să atragem fonduri europene. Pentru că mulți se întreabă, da ce? Nu poate să facă primăria pe fondurile pe care le-a. Nu poate nicio primărie. Și București, uitați-vă dumneavoastră, și Clujul, și cine doriți, Timișoara, Oradea, orașe care arată bine, s-au dezvoltat pe fonduri europene. Există această posibilitate pe care ne oferă Uniunea Europeană. Haideți să ne batem de așa manieră încât o bucățică serioasă din aceste fonduri europene să vină și la Hațeg și să fie folosite în folosul cetățenilor și în folosul celor care vin și tranzitează Hațeg. Bun, asta în ceea ce privește parcările, șoseaua, turismul și multe altele. A început școala, domnul Timiș. Cum credeți că a început ea în Hațeg? Au fost unitățile de învățământ pregătite? Oare există tablete pentru elevi? Era vorba, pot toți să facă cursurile online? Se prefigurează, am auzit zvonuri că peste două zile e gata, toată lumea trece online. Nu știu, vom vedea. Din păcate, eu cred că s-a început cu stângul. S-a început cu stângul nu numai în Hațeg, să știți. S-a început cu stângul în toată România, pentru că noi, din păcate, niciodată nu suntem pregătiți. Nu suntem pregătiți pentru iarnă, dar am prins atâtea ieri. Tot nepregătiți ne-a prins. A venit și pandemia aceasta peste capul nostru și nu numai, peste întreaga lume, la fel ne-a prins pregătiți.
Sigur, copiii trebuie să meargă la școală. Trebuie să meargă la școală. Este o alternativă și învățământul online. Dar trebuie să-l limităm și să-l facem cât mai puțin. Din păcate, copiii nu au tablete. Unii. Din păcate, copiii nu au măști. Din păcate, copiii n-au fost bine pregătiți pentru ceea ce trebuie să facă la școală. Vreau să vă spun că m-am întâlnit cu părinți foarte, foarte nemulțumiți. De ce? Se duc copiii la școală, sunt obligați 4 ore să stea cu masca pe figură. Oare copiii au nevoie de oxigen? Au nevoie de oxigen pentru că sunt tineri, sunt mici, unii sunt plăpânzi, unii sunt, știu eu, poate chiar bolnavi, mai puțin, dar sunt, da? Deci eu cred și cred cum între mine și dumneavoastră există spațiu suficient. Păstrăm acea distanță de 1 metru, înțelegi, 1,5 metri, de 2 metri. Eu cred că și la școală trebuie să te duci. Copilul să-și pună mască, deși n-a primit-o, îi asigură părinții. Intră în școală, pune masca, se dezinfectează, intră în clasă. Părerea mea că între bănci există clar distanța de 1,5 metri. Haideți, vă spun de ce râd. Nu există. Da. Eu zic că nu ne le da. Haideți să încercăm să lăsăm copiii în clasă fără mască. Se duce la tablă, își pune masca, vine înapoi de la tablă, își lasă masca. V-am spus, obligatoriu este să existe între bănci 1,5 metri. Obligatoriu. Se duce din clasă. Știu eu, folosește WC-ul sau își pune masca, se duce, se dezinfectează, intră în clasă. Pleacă de la ore. Da? Își pune masca, se dezinfectează, pleacă. Da? Deci haideți să încercăm să nu chinuim acești copii, să încercăm creiem acest spațiu, acest spațiu de 1,5 metri între bănci, încât copilul în clasă, fără să-l punem în pericol, așa cum vă spuneam mai înainte, să încercăm să-l lăsăm fără mască. Unde există, deci, regulamentele astea care... Păi regulamentele spun să fie între bănci 1,5 metri, da? Și atunci noi trebuie să le respectăm. Nu, dacă se păstrează această distanță, eu cred că nu există pericolul să se infecteze de la un copil la altul. Deci nu. Deci vă spuneam la început, din păcate ne-a prins iară nepregătiți. Pentru că nu ne învățăm niciodată minte să facem lucrurile serios și să încercăm ca la un început de an școlar să asigurăm copiilor absolut toate necesitățile de care are nevoie într-o școală. Ba ne prinde fără manuală, ba ne mai prinde fără alte lucruri. Din păcate nu reușim să ne învățăm minte niciodată. Da, am înțeles. Suntem la final de campanie electorală. Cum vi s-a părut campania electorală la Hațec sau chiar și în județul Hunedoara? Eu cred că la Hațec și nu numai la Hațec, cred că în județul Hunedoara și extrapolând la nivel de țară, trebuiau să aibă dezbateri reale între candidați. De ce? Ca și cetățeanul să-l vadă și pe Ionescu, și pe Popescu, cu ce proiecte vine, cum vine și cât de pregătit este pentru a accede la funcția pe care dorește. Eu cred că dezbaterile între candidați puteau să îl facă pe cetățean să aibă posibilitatea să aleagă între cei care participau la o dezbatere. Dumneavoastră ați lansat o invitație
la dezbatere. Din păcate, unul v-a refuzat, unul se gândește încă în ziua de astăzi, cu alte cuvinte, toți s-au eschivat. Eu v-am spus de la început, vin și sunt dispus să discut cu oricine proiectele mele și sunt dispus cu orice contracandidat să venim să avem o dezbatere de idei, de proiecte. Din păcate, din păcate, cum este la modă în ziua de astăzi, apar, știu eu, pregătite din timp, tot felul de conturi false prin care mă împroașcă cu noroi pe mine, pe altul, pe alt candidat și așa mai departe. În loc să aibă loc o dezbatere decentă, fugim din fața camerelor de luat vederi și ne ascundem după diferiți cetățeni care cred ei că sunt formatori de opinie, care vorbesc în locul nostru. Ba, mai apărem și noi și citim de pe promptere că nu putem să venim la televiziune și să vorbim deschis despre proiectele noastre, să vorbim deschis despre ceea ce vrem să facem pentru cetățeni. Eu am văzut unul dintre contracandidații noastre că a mers la un post de televiziune la altul, că aici se simțea, cum ai zis, dezavantajat, deși n-am înțeles de ce. L-am văzut la un alt post de televiziune unde, sincer, acum mi-asum ceea ce spun. Parcă ar fi fost concurs care pune întrebări sau dă răspunsuri mai tembele, prezentatorul sau invitatul. Eu nu vreau să vă... Păi eu vreau, că da, vreau e eu. Dreptul deci dumneavoastră. Deci mi s-a părut, așa mi s-a părut, care e... Deci ăsta, parcă era concurs între moderator, mă rog, moderator, moderatoare și invitatul respectiv. Bă, care este mai... Astăzi. Domnul Simeon, eu n-am venit numai la dumneavoastră. Da, știu, am văzut. Am fost, mi se pare normal lucru. La mai multe televiziuni, tocmai ca să dovedesc acest lucru pe care spuneați dumneavoastră că vi l-au reproșat unii. Tocmai să dovedesc că, indiferent la ce televiziune mă duc, indiferent cum se numește ea, pot să-mi spun liber proiectele mele, ceea ce doresc eu pentru Hațeg și pentru cetățenii din Hațeg. Deci, n-am fugit nici de camere de luat vederi, nici nu am fugit de întâlnirea cu contracandidații mei, ci v-am spus din start că mă prezint la orice televiziune, nu numai la dumneavoastră, ca să avem discuții, să avem idei constructive și să încercăm ca și cetățenii orașului Hațeg sau să le dăm posibilitatea să aleagă dintre noi. Este ușor să împingem pe alții în față, să vorbească despre mine, dar eu n-am curajul să vorbesc despre mine. Să vorbească despre proiectele mele, dar eu n-am curajul să vin în fața unei camere de luat vederi, să spun eu cu vorbele mele ceea ce gândesc să fac pentru cei pe care vreau să-i reprezint în următorii 4 ani. Deci, la Hațeg, din păcate vă spun și vă spun cu toată tăria, ca de fiecare dată, numai acum, cred că se împământenește o tradiție, încet, încet, să ne împroșcăm cu noroi, să ieșim pe 60-70 de conturi false, să-l atacăm pe la spate pe celălalt contracandidat și nici de cum să ne ducem ca niște bărbați în fața camerelor de luat vederi și să ne asumăm ceea ce spunem și să ne asumăm programul electoral, nu să ne-l citească altcineva, nu să spună altcineva despre ceea ce vrem să facem noi. Din păcate, se termină încă un ciclu de campanie electorală cu candidați care nu doresc să se arate fața, care nu doresc să vină bărbătește și să spune da, eu sunt, eu doresc, eu fac, eu gândesc așa, cum vă spun, fără să îmi aduc laude, am venit, m-am dus, nu contează televiziunea, că au fost din, a fost din opoziție postul sau n-au fost, m-am dus în fața camerele de lua vederi și mi-am spus programul electoral. Da, am înțeles. Cred că de altfel la noi s-a și observat că la noi a putut să vină toată lumea, indiferent de coloratura politică, n-am avut
preferințe și nu am ținut partea nimănui, până la urmă e spațiu de promovare electorală. Sunteți liberi să vă promovați cum doriți și cum credeți de cuvință. După campania electorală, discutăm la adevăratele fotolii cu ghimbi. Până atunci, domnule Timiș, am ajuns foarte aproape de finalul acestei emisiuni. Cum vedeți lucrurile la Hațec? Cine câștigă? Acum, eu nu vreau să mă transform în Nostradamus. Dar domnul Timiș, cine câștigă la Hațec? Vă spun cu certitudine. Dacă Timiș câștigă, și eu cred cu tărie că Timiș câștigă, Hațegul va avea numai și numai de câștigat. Pentru că Hațegul are nevoie de un primar cu experiență. S-au dovedit toate începuturile la cei care au fost înainte, după, că și-au terminat mandatele și n-au învățat să aducă fonduri pentru Hațeg. Eu cred că Hațegul trebuie să facă pași mai departe. Și vă spuneam mai înainte că are nevoie de un primar cu experiență, pentru că, din păcate, s-au pierdut 8 ani. Hațegul nu mai are nevoie să piardă timp, să piardă bani. Hațegul are nevoie de un om care a doua zi se apucă de treabă. De aceea vă spun cu certitudine și cu siguranță, și toți cetățenii din Hațeg o știu, Timiș ce promite și face. De aceea eu vreau să vă spun că în 27 septembrie, dragi cetățeni ai orașului Hațeg, dragi cetățeni din Nalaț, Silvașul de sus, Silvașul de jos, depășiți-vă teama de pandemie, pentru că s-au luat toate măsurile de siguranță. Veniți la vot, votați Nicolae Timiș primar, votați echipa de consilieri locali pro-România, votați lista de consilieri județeni, votați președinte Consiliul Județean Dacian Ciodar. Domnule Timiș, vă mulțumim pentru prezența în emisiune și vă dorim și dumneavoastră mult succes în alegeri. Mulțumesc! Stimați respectatori, Nicolae Timiș, candidat pro-România pentru funcția de primar al orașului Hațeg, a fost invitat la votul cu ghimbi. Sunt Adrian Simeonu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu noi, numai bine!